alături de aici casa pare un pic strâmbă sau mi se pare mie? Ia uite-te așa. Nu e. Nu e strâmbă? Nu e și mie. E Ramon acolo sau nu? Vedem ceva în direct. Dar nu se pare un pic strâmbă? Mi s-a părut și mie prima dată strâmbă, dar așa e terenul. Ai terenul strâmb. Așa e terenul. Terenul nu-i. Dacă era să fac după teren, trebuia să fie casa în pieziș. Și eu m-am dat un pic mai așa. 190 de grade mai încoace ca să fac dreptă. Că ea, dacă era după teren, era așa. Nu pricep la fel de bine ca tine, doar zic așa, că așa pare un pic o luați la vale cu el. Dacă nu, nu, n-are unde să ducă. N-are, păi, dar știți că sunt băgați pătrații, sunt băgați atât în pământ. Și bătută piatră, bătut cu rangă de aia de fier, ca lumea, înțepeniți aia, nu, ca să-i scot pe aia în jur de toate icoanele, toți sfinții până îi scoate pe aia. Cred că chem vă de la primărie ca să-i mai scoate, că nu mai pot. N-ar fi păcat să o dărâm pe asta, că stai... Nu, când venise... Pare un pic lăsată, așa, în nu, la vale. Nu. Și Ramona, îți mai spun o dată, e înăuntru. Știu, nu, pare lăsată că e acoperișul suspendat, acum. Da, uitați-vă la acoperiș, uitați-vă la pereți. Nu vă luați după acoperiș, vă luați-vă după pereți. Pereții sunt drepți, nu acoperișul strâmb. Acoperișul ăsta pică, ăsta nu va mai fi, gata, ăsta pică de-un start, acoperișul. Și ușa e un pic așa într-o parte, dar tot așa, nu mă pricep. Nu este, vi se pare, și ușa este acolo unde a fost prima dată camera. Poate ușa o să o modific, o să o pun poate mai încolo, vedem. Ramona, ce că o să punem ușa în partea aia altă, la drum, să nu mai punem aici. Nu, dar zic, nu era mai bine să fi făcut pe un teren mai drept, mai nu știu cum să zic. Eu m-am legat de ea. M-am legat de ea. Neavând materiale, n-am mai stat să mai stric. Iar că trebuia să o stric din nou pe asta, să o dărâm complet, să desfac și parchetul care l-am pus și să fac, că mai zicea cineva că era bine că făceai tot acolo unde a fost casa. Zic, acolo e, da, acolo ar fi părut mult mai drept. Pare cam în vale că așa a fost terenul, n-am avut ce să-i fac. Ai împodobit-o un pic, ai de alea de toate culorile, cum se numește, folii de alea și albe, ai și... E stil... E ca de Crăciun. Încă nu e pe sistem de ala asta, mai e de asta e prea de Crăciun. Iar bățul ăla de acolo... Bățul ăla de acolo, nu, bă, nu râdeți, că s-ar putea când o-ți mai veni să găsiți vreun etaj sus făcut. Că l-ai lăsat cu cap, nu-i lăsat degeaba. Păi nu, n-am zis, eu nu mă pricep, zic așa că văd un bățul. S-ar putea întâmpla când o-ți mai venit una elată, se vă urpă scări acolo sus. Și până să râd eu când vă zbâție așa și o să faci. Nu, are o formă, ai aerodinamică așa, de aici, din partea aia să vedem mai dreapă. Dar de aici pare așa că vă duceți la vale cu ea. Dar așa, nu e cazul. Dar nu este, nu. Uitați-vă după teren. Păi nu, pare că mă duc la vale, că uitați-vă că ștabla stă câș, asta. Aia de acolo. Că dacă tabla aia o iau, da, și iau și folia să vede teren, să vede acoperișul drept, îi tras la dungă acoperișul. Deci ce e drept din toată casa? Nu, acoperișul strâmb. Pereții. Pereții sunt drepți. Eu pereții am făcut drept. Deci eu știu cum am făcut la măsură, că n-am ruletă, n-am metru, vai de mămicuța mea. Așa faci? Eu măsor, ăsta e un metru la mine. Așa, așa am măsurat. Ăsta e un metru și pare ca să-i pun în pământ. Am stat eu drept, așa, și am pus parul pe lângă mine. Deci eu sunt atât, parul trebuie să treacă cu atât în sus. Deci cu atât în sus. Dar cu cât intră în pământ atât, el trebuie să treacă cam cu o jumătate de metru. Nu, înseamnă că am greșit eu, e dreaptă, nu văd eu bine de aici. Ui, deci în momentul când eu merg până casă acum, tavanul o să vine ca la înălțimea asta. E cu atât mai sus. Deci numai bine vine. Pentru că se mai ridică tavanul, știți de ce? Eu grinzile pentru tavanul le pun pe... Deci cum este asta așa, eu nu pun tavanul pe aici pe jos ca să-mi vină în jos. Eu grinda o pun pe sus și automat tavanul o să vină sus. Mai să vină mai sus. Amențit un pic, dar important e că te-ai perceptat. Să vină mai sus și atunci să mai ridică așa la cu 5 cm sau cu 8 acolo. Și vă dați seama că o să fie altul. Deci nu are cum să plece la vale, clar, nu. Rămânem aici pe... Nu, la vale nu pleacă. Nu pleacă. La vale nu pleacă, pentru că încoace va mai veni o bucătărie făcută. Păi deci unde vedeți, nevastră, unde vedeți buturuga cu mormanul de pământ acolo a fost cândva un veceu. Așa. Da, cu 7-8 ani, s-a dus dracul. Îl nivelez cu sapa și vin cu ea până după buturugă, pe aici, până după grămadă de pământ, așa vin. Pe aici. Bucătăria asta. Cu bucătăria și mai vin un par la jumătate, al doilea aici, trei la jumătate acolo, al patrulea dincolo și unul dincolo, cinci. Cinci par mai vin aici și mă lungesc, vin cu acoperișul până acolo. Dar tot în vale pare și asta, bun. Păi da, nu, pare în vale, dar o să pun pari la nivelul la ăia, de acolo și bag umplutură. Vedeți dumneavoastră jos acolo și la marginea peretului cât e distanța de pământ până la el? Ei, acolo o să vină o umplutură băgată. Umplutură de pământ și se scoate... Nu, am zis că nu mă pricep. Se scoate la nivel cu parchetul. Doar ce se vede de aici. Se scoate la nivel cu parchetul și la bucătărie tot la fel va veni de sus, vă ridicat. Gata, mai convins, e dreaptă.